o aberație a domnului Petrenco în cazul dat. Că nu e vorba de careva represiuni, e vorba de un caz ordinat care a fost comis un act de prigăniță din partea unui membru al consomorului, nu din teritoriul din Moldova, sau consomorului din Moldova, și nu a fost depășită nicio normă juridică față de persoana respectivă, a fost doar pur și simplu audiat în funcționatul de poliție, dat fiind faptul că a fost depistat în flagrant, când, vă zic, că a rupt drapelul de la sediul Alianței Moldova noastră. A fost audiat, adică a fost toată explicația respectivă, că nu e vorba de răspundere penală, e vorba de o contravenție administrativă, de către Comisariatul General de Poliție a fost întocmit material de nepornire a cauzei penale îndreptate în adresa Procuraturii Municipiului Chișinău și pornirea unei cauze administrative. Și nu e vorba de careva represiuni, cum se expune dumnealui. Dar el a spus că a fost deținut 14 ore, fără telefon, fără rudele, fără informație pentru rudele. Zic că nu este. Și că ei s-a cerut să recunoască că el a fost implicat în... Nu este corect, din nou este o inducere în eroare a domnului Petrenco. Tradițional, cum face dumnealui, cum poate să o facă, dar în stilul domniei sale, vă zic că persoana a fost odiată timp de în jurul la 3 ore, nu a fost posibil identificat, nu avea asupra lui niciun document de identificare, de ce a fost primită decizia ca un probător de poliție comun cu cetățeanul Doagă, care, vă zic, că a comis actul de huliganism, a deplasat la domiciliu și ca document de identificare a prezentat estimația că este membru al Uniunii, sau este consomolist, membru al Uniunii Consomoliste din Moldova. Cum gândiți, domnul Cătan, vă dat demisie? În ce ocazie, domnul Cătan, demisie? Oamenii acești vrea și trebuie. Tot oamenii acești au cu mult timp în urmă, sau nu cu mult timp în urmă, cereau demisie și alte persoane. Cineva a dat demisie? Dumnealui se exercită în mod legal, corect, obligațiuni, zice domnul ministru. Dacă se va constata de procuratură că